Bine v-am regăsit de data asta la rezolvarea problemelor. Pentru că la examenele de termodinamică apar destul de frecvent probleme de calcul a randamentelor, voi rezolva azi o astfel de problemă. Problema este dată ca aplicație la motoarele termice în acest vechi manual de fizică, ale cărui date de identificare le găsiți în descrierea videoclipului. Teoria necesară pentru rezolvarea problemei o găsiți în cursurile teoretice de termodinamică de pe acest canal cu titlurile Legile gazului ideal, principiul 1, lucrul mecanic, căldura și variația energiei interne și motoare termice. Să vedem întâi enunțul problemei. Avem deci un motor cu reacție, al cărui ciclu de funcționare este alcătuit din două izobare și două adiabate. Să vedem cum arată acest ciclu într-o diagramă Clapeyron. Întâi desenăm o compresie adiabatică. Bineînțeles, n-are importanță pe care transformare o desenăm întâi, randamentul rămâne evident același, dar trebuie să începem de undeva. După cum vedeți, am notat cu P1 și V1 parametrii stării inițiale și cu P2, V2 parametrii stării finale. Avem apoi o destindere izobară, transformarea 2-3, presiunea rămâne P2 și am notat volumul stării finale cu V3. Apoi avem o destindere adiabatică, așa cum vedeți pe desen, volumul devine V4, iar presiunea devine din nou P1, pentru că urmează o transformare izobară. Și ultima transformare leagă starea a patra cu prima stare printr-o compresie izobară și ciclul s-a închis. Să notăm parametrii în cele patru stări. În starea întâi avem P1, V1, T1. În starea a doua, P2, V2, T2. În starea a treia avem tot P2, V3, T3 și în starea a patra avem P1, ne-am întors la presiunea inițială, V4, T4. Știm că randamentul se poate calcula fie prin raportul dintre lucrul mecanic efectuat într-un ciclu și căldura pe care o primește motorul în ciclul respectiv, fie pentru că lucrul mecanic este diferența dintre căldura primită și modul din căldura cedată, 1 minus modul din căldura cedată supra căldura primită. În cazul nostru, e mai ușor să folosim această relație, pentru că lucru mecanic se efectuează în toate cele patru transformări, pe când căldură, motorul nostru schimbă căldură doar în două transformări, în transformările izobare, pentru că celelalte două sunt transformări adiabatice, deci prin definiție acolo nu avem schimb de căldură cu exteriorul. Iar căldura într-o transformare izobară se calculează cu relația QP egal cu nu înmulțit cu CP înmulțit cu delta T. Și acum să scriem relația pentru căldurile schimbate pentru cele două transformări izobare pe care le avem. Vom avea căldura pentru transformarea 4-1 este nu ori CP pe lângă T1 minus T4. Dar legea transformării izobare pentru această transformare este V1 supra T1 este egal cu V4 supra T4. Și pentru că V1
este mai mic decât V4, înseamnă că și T1 este mai mic decât T4 și înseamnă că această căldură este negativă. Deci căldura schimbată în transformarea izobară 4-1 de motor cu exteriorul este căldură cedată și o vedeți marcată pe desen cu o săgeată albastră. Urmând aceleași raționamente, avem pentru căldura schimbată în transformarea izobară 2-3 relația nu orice P pe lângă T3 minus T2. Și pentru că V2 supra T2 este egal cu V3 supra T3 și volumul V3, așa cum vedeți pe desen, este mai mare decât volumul V2, înseamnă că și temperatura T3 este mai mare decât temperatura T2. Deci această căldură este căldura primită, este pozitivă, deci este căldura primită, o vedeți marcată pe desen cu săgeata roșie. Acum putem scrie formula randamentului pentru motorul nostru. Eta, adică randamentul, este 1 minus modul din căldura cedată. Aici avem relațiile pentru cele două călduri. Modul din căldura cedată înseamnă nu orice P pe lângă T4 minus T1. Acum această expresie are o valoare pozitivă. Supra nu orice P pe lângă T3 minus T2. Nu și CP se simplifică. Și rămânem cu relația pentru randamentul nostru, nu egal cu 1 minus T4 minus T1 supra T3 minus T2. Dacă scriem legea transformării adiabatice, ecuația lui Poisson, pentru cele două transformări adiabatice, avem pentru transformarea 1,2 P1 înmulțit cu V1 la gamma este egal cu P2 înmulțit cu V2 la gamma. Și pentru transformarea 3-4, P1 înmulțit cu V4 la gamma este egal cu P2 înmulțit cu V3 la gamma. Dacă împărțim cele două relații, una la cealaltă, obținem că V1 supra V4 este egal cu V2 supra V3. Sau dacă schimbăm locul mezilor, obținem că V1 supra V2 este egal cu V4 supra V3. Dar V1 pe V2, zice problema, este raportul de compresie, notat cu epsilon. Deci, ambele rapoarte au valoarea egală cu raportul de compresie, care este dat în problema noastră și este notat cu epsilon. Ca să putem rezolva problema, trebuie să eliminăm temperaturile din formula randamentului. Și putem face asta folosindu-ne tot de transformările adiabatice, dar acum vrem să găsim o relație între temperaturi și volume, pentru că despre volume știm câte ceva, și nu între presiuni și volume. Adică trebuie să folosim ecuația lui Poisson ca să obținem o relație între temperaturi și volume. Avem deci P ori V la gamma constant și eliminăm presiunea folosindu-ne de ecuația termică de stare. P ori V este egal cu nu RT, de unde rezultă că presiunea este nu RT supra V. Și înlocuim această expresie a presiunii, o substituim în ecuația lui Poisson și obținem nu RT supra V înmulțit cu V la gamma constant. Și pentru că nu și R sunt și ele constante, acest produs îl putem îngloba în constanta din dreapta și obținem ecuația sau legea transformării adiabatice scrisă în funcție de temperatură și volum, T înmulțit cu V la gamma minus 1
egal constant. Și vom folosi această relație ca să scăpăm de temperaturi, după cum veți vedea imediat. Știm până acum că expresia randamentului pentru motorul nostru scrisă în funcție de temperaturi este cea pe care o vedeți aici. Mai știm că raportul V4 pe V3 este egal cu raportul V1 pe V2, deci amândouă sunt egale cu raportul de compresie, epsilon. Și acum vom folosi legea transformării adiabatice, scrisă în funcție de temperaturi și volume, ca să eliminăm temperaturile. Pentru transformarea 1, 2, avem T1 înmulțit cu V1 la gamma minus 1 este egal cu T2 înmulțit cu V2 la gamma minus 1 și pentru transformarea 3-4 avem T3 înmulțit cu V3 la gamma minus 1 este egal cu T4 înmulțit cu V4 la gamma minus 1. Și observăm că cele două relații ne permit să exprimăm temperaturile T2 și T3 în funcție de T1, respectiv T4. Să vedem. T2 este egală cu T1 înmulțit cu V1 pe V2 la puterea gamma minus 1, dar V1 pe V2 este epsilon. Deci înseamnă că T2 este T1 înmulțit cu epsilon la gamma minus 1. Din această relație, T3 este egal cu T4 înmulțit cu V4 supra V3 la puterea gamma minus 1, adică T3 este egal cu T4 înmulțit cu epsilon la gamma minus 1. Și acum facem aceste două substituții în formula randamentului. Și obținem eta egal cu 1 minus T4 minus T1 supra, aici epsilon la gamma minus 1 se poate da factor comun când scriu această diferență, și voi avea epsilon la gamma minus 1 pe lângă T4 minus T1. Și se observă că diferența T4 minus T1 se simplifică. Și rămânem în final cu relația eta egal cu 1 minus 1 supra epsilon la gamma minus 1, care este și formula randamentului pentru motorul descris în această problemă. Dacă facem calculele numerice, folosind pentru epsilon valoarea 5, care ni se dă în problemă, și pentru gamma valoarea de 1,4, pentru că gazul de lucru, spune problema, este aerul, atunci vom găsi pentru randament valoarea aproximativă de 0,475, adică avem un randament de 47,5% valoarea numerică a randamentului. Sigur, practic, randamentul va fi mai mic, pentru că nu putem tehnic reproduce exact transformările termodinamice din ciclu. Putem spune că valoarea pe care am calculat-o este limita maximă teoretică pentru un motor care funcționează după un astfel de ciclu. În final, o observație, expresia pe care am obținut-o pentru randamentul motorului nostru este identică cu randamentul ciclului Otto. Și acest lucru se datorează faptului că și în ciclu Otto, îl vedeți aici, avem două transformări adiabatice legate între ele prin alte două transformări identice, numai că acolo transformările sunt izocore, pe când în ciclul descris în problema noastră, cele două transformări care leagă transformările adiabatice sunt transformări izobare. Deci, diferența este
că avem transformări de alt tip, dar tot două transformări identice și în ciclul Otto, ca în ciclul pe care tocmai l-am rezolvat. Vă mulțumesc pentru atenție, succes în rezolvarea problemelor, la revedere!